Bine ați venit la casa Domnului, vă spunem tuturor din toată inima, frați, surori, prieteni, iubiți vizitatori. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, în numele Domnului Iisus, cel înviat din morți, începem serviciul divin din această dupămasă și îl începem cu rugăciune. Împreună cu toții să ne rugăm Tatălui Ceresc în numele Domnului Iisus, să-i mulțumim că suntem iarăși împreună și să cerem ajutorul pentru această lucrare. E așa de important ca vestitorii Cuvântului lui Dumnezeu să fie însuflețiți de Domnul prin Duhul Sfânt, să aibă sprijinul aceluia care a spus că va fi cu noi în toate zilele. E așa de important să simțim prezența Domnului în această dupămasă. Cei care cântă laudele Domnului să aibă o ungere proaspătă. E așa de important ca prietenii, și mă refer mai ales la cei nemântuiți, să audă glasul Domnului în această dupămasă. Domnul să le vorbească, ei să înțeleagă care e voia lui Dumnezeu, care e chemarea Tatălui Ceresc. Domnul nu vrea moartea păcătosului, ci vrea ca păcătosul să se întoarcă la el prin pocăință, să-și mântuiască sufletul. Fie seara aceasta o seară de cercetare, soarele care răsare din înălțimi să încălzească inimile noastre, glasul Mântuitorului să se audă în fiecare inimă și să ne apropiem de Domnul în urma slujbei binecuvântate din seara aceasta, împreună să ne rugăm și să cerem ajutor de la Domnul. Cu mare atenție să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl citim din Evanghelia după Luca, din capitolul 24, de la versetul 13 până la versetul 35, pagina 1023 în Sfânta Scriptură. Luca 24, de la versetul 13. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim
De nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Ce le-a zis el? Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei care erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. Și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Dragii mei, cred că și în această dupămasă Domnul ne va hrăni sufletele. Cuvântul lui e hrană pentru sufletele noastre. El, Iisus, e pâinea vie care s-a coborât din cer ca să dea lumii viață. Și Domnul nostru, când a fost pe pământ, a spus clar, omul nu se hrănește numai cu pâine, ci se hrănește și cu cuvântul lui Dumnezeu, cuvintele care vin din gura lui Dumnezeu. Și a vrea să ne hrănească Domnul în această dupămasă. A vrea popasul spiritual pe care îl facem în locul acesta să fie un real câștig spiritual. Să ne întoarcem acasă întăriți în omul dinăuntru, în urma slujbei din această dupămasă. De aceea continuăm să ne rugăm și în numele nostru al tuturor, fratele Stanciuc Zamfir, îl va ruga pe Tatăl Ceresc să binecuvânteze lucrarea și în mod deosebit să aibă în vedere propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus, Cel înviat din morți, slăvit să fie numele Tău. Amin, Doamne. Îți mulțumim în această seară că suntem împreună în casa Ta. Îți mulțumim frumos pentru timpul acesta prielnic, pentru praznicul acesta, pentru praznicul acesta de bucurie pe care îl avem din partea Ta și îți mulțumim în această seară. Amin, pentru strângerea aceasta frumoasă în locul acesta, la care te rog să binecuvintezi orice suflet care a intrat în locul acesta și să faci ca cuvântul Tău, care este plin de putere, să pătrundă, Doamne, așa cum odinioară Petru vesti în Evanghelia, cuvântul inspirat de Duhul Sfânt să atingă sufletele noastre, Doamne, și apoi să vină întrebarea,
ce să facem să ne pocăim, slăvit să fie numele Tău. Îți mulțumim pentru toate binecuvântările Tale. Îți mulțumim pentru jertfa mântuitoare. Mulțumim pentru sângele care a curs. Îți mulțumim pentru toate. Acum te rog să binecuvintezi întreg publicul acesta. Amin. Să binecuvintezi cântarea de laudă și cântăreții. Să binecuvintezi Evanghelia. Amin. Să binecuvintezi vestirea Evangheliei. Amin. Doamne, dă o ungere proaspătă acelora care vor vesti cuvântul. Amin. Doamne, robii Tăi, unge-i cu Duhul Sfânt. Amin, și fă-ți numele de slavă, te rog, pentru că Tu ai lăsat scris că vei lua din ce este al Tău și vei aduce bisericii. Doamne, adă în seara aceasta har, iertare, binecuvântare. Amin. Pentru orice suflet care a intrat în locul acesta. Binecuvintează și acei ce nu ar putea veni, acei ce sunt în suferință, acei care zac pe paturi, acasă, prin spitale. Îndură-te și de ei. Amin. Cercetează-i acolo unde Amin, sunt. Amin, Doamne. Și dă-le bucuria mântuirii, Doamne. Tu ești în măsură să dai bucurie și în necaz, și în încercare, și în suferință. Doamne, Tu le poți pe toate. Da, Doamne. De aceea cerem numele Tău peste locul acesta și peste toată biserica Ta. Noi pentru toate Îți mulțumim. Încredințăm slujba aceasta în mâna Ta. Aleluia! Și prin Duhul Sfânt călăuzește spre gloria și mărirea numelui Tău și spre zidirea și mântuirea noastră. Noi Îți mulțumim în numele scump și drag a Domnului Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile și în continuare vom cânta împreună cu toții pentru slava lui Dumnezeu. După cântarea comună va cânta corul de fete o cântare, după corul de fete corul mixt. Va slăvi numele Domnului și în toate și prin toate numele Domnului Hristos, cel înviat din morți, să fie înălțat și slăvit. Amin. El ne-a iubit venind în lume ca noi pierduți să fim salvați prin sângele vărsat pe cruce la Golgota. Iisus Hristos ne-a mântuit. El ne-a iubit venind în lume ca noi pierduți să fim salvați prin sângele vărsat pe cruce la Golgota.
Să ascultăm acum pe surioara Emma cântând cântarea A înviat Iisus. Apoi ascultăm o poezie recitată de sora Andra Olariu. Apoi din nou corul mixt, iar după corul mixt, fanfara. Iar după fanfară, corul bărbătesc va slăvi numele Domnului. Via Domnul nu e în mormânt, femeile afară privesc și plâng. O grădinare unde l-ai pus, noi vrem să-l vedem, e drag. Ștergarul. La cina cea de Paște, în camera de sus, înconjurat de apostoli, s-a așezat Iisus.
se revărsa din sfeșnic o galbenă lumină pe azimile calde, pe mielul fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite, dar vai, uitase gazda o slugă trimite, un rob sau o copilă, ca după vremii lege, cureaua de pe glezne, pe rând să le-o deslege, să le aline talpa de colbul de pe drum. Și acum, cei 12, sfielnic oarecum, se întrebau în cuget, cum vor ședea la rugă, sau cine-și va pune ștergarul cel de slugă. O, iată cum se încruntă, privind cu tulburare, când vasele cu apă, când praful pe picioare, și Duhul îi întreabă, în fiecare zboară, n-ai vrea să spui tu, Petre, ștergarul astă seară? Chiar eu? Nu șa de bine, eu doar sunt mai bătrân, dar tu, tu cel mai tânăr, eu stau lângă stăpân, dar tu, îl întreabă Duhul acum pe Andrei, eu sunt cel din urmă la Domnul între ei, dar tu, ce ții doar punga, eu am făcut de ajuns, am cumpărat merinde și mielul am străpuns. Tu, Toma, oare nu vrei să fii tu cel ce spală? Sunt trist, se luptă în mine umbră de îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu. Și în fiecare cuget răspunsul a fost nu. Atunci, lăsându-și brul și haina într-un ungher, s-a ridicat stăpânul cel coborât din cer. Și înfânșurând ștergarul, se pleacă ușor să-și spele ucenicii ca rob al tuturor. De atunci, pe apa vremii, atâția ani s-a scurs și acum, a câta oară, se pleacă iar Iisus să întrebe tot prin Duhul pe cei ce înconjoară. N-ai vrea să spui tu, Gheorghe, ștergarul astă seară? Tu, soră Mărioara? Tu, Radu? Tu, Mihai? Frumos va fi odată acolo sus în rai. Și acum, dar azi sunt mii de amaruri, necazul greu se curmă. Sunt rane îngrijite, sunt mucuri ce se sting, sunt bolnav fără putere, sunt prunci rămași acasă, cu o mamă în spital, bolnav care așteaptă un salvator semnal. Nu mânuind cuvântul când harul nu ți-e dat, când mătura și acul și rufa de spălat, când cratița, toporul și roatea la fântână, ciocanul în tabla casei și în gar la vreo bătrână, se cere ostenială și jertfă uneori, nopți de priveghere și iarăși muncă în zori. Să stai de veche noaptea la câte un căpătâi, să întorci cu greu bolnavul, să rabzi și să mângâi, să-l scoți apoi la soare și să-i alini amarul. Nu vrei cu mine, frate, să-ți înfășori ștergarul? Chiar eu? Nu șa de bine, eu doar sunt mai bătrân. Chiar eu? Eu sunt mai tânăr, eu stau lângă stăpân. Chiar eu? Nu am vreme, eu am făcut de ajuns. Chiar eu? Chiar eu, același trist răspuns. Și atunci, lăsând să-i cadă cu nuna lui și haina, iubirii fără margini, trăindu-și iară taina încet, a câta oară se pleacă iar Iisus și plin de atâtea gânduri ștergarul i-a săpus. Și așa, cum o mlădiță se pleacă lângă trunchi, stăpânul omenirii se așează în genunchi, la jugul fără slavă, Iisus din nou se înjungă, El, împăratul slavei, din nou e rob și slugă. Veniți, leproși ai lumii, murdari de-a ei țărână, veniți voi ce-n păcate, nădejdea vi se frânge. Iisus vă spală astăzi cu propriul său sânge. Voi, frați, goniți mândria, visările și somnul, luați cu drag ștergarul alăturea de Domnul și nu uitați, pe cale, orice lucrare e bună. Dar cine ia ștergarul, acela ia cunună. Amin.
este împărat, tot pământul cântă, Iisus a înviat și cu slavă mare vine coronat, este viu cu adevărat. Domnul meu e viu și este împărat, tot pământul cântă, Iisus a înviat și cu slavă mare vine coronat. Cu ajutorul Domnului în seara aceasta încheiem cele 7 servicii divine legate de sărbătoarea învierii Domnului Iisus din anul acesta și evident cele 7 sunt legate și de patim și de răstignire și 4 dintre ele legate de învierea Domnului Iisus Hristos. Încheiem sărbătorile, dar serviciile divine și întâlnirile în casa Domnului continuă. Mâine seară la ora 19 avem rugăciune. Apoi joi de la ora 19, serviciul divin de peste săptămână. Vineri la 19 se reia caticheza, pregătirea sufletelor care s-au hotărât pentru Domnul. Se pregătesc pentru botezul care va avea loc la Rusalii. Apoi, duminica următoare, avem servicii divine, dimineață de la 9 și după masă de la ora 18. Anunț că dacă pe lângă cei care s-au înscris la caticheză, mai sunt și alții care s-au hotărât, încă nu este prea târziu, pentru că de curând s-a început programul de caticheză, cei care s-au hotărât se pot alătura acelora care au început deja pregătirea. Vreau să vă spun că azi dimineața am avut o surpriză plăcută. Înainte de 10 m-a așteptat în fața biroului un tânăr de 25 de ani. Am stat puțin de vorbă cu el, mi-a spus că e din Baia Mare, dar e în Arad din 2009, de 7 ani. Aici a făcut facultatea și lucrează aici și în ultima vreme a fost foarte interesat de mântuire. A fost în multe biserici, pentru că a vrut să decidă în cele din urmă să facă pasul cel mare. Și mi-a spus că aseară Domnul a cercetat într-un mod deosebit și a hotărât să rămână în Biserica Gloria și aici se încheie legământ cu Domnul prin botez. Și am și dat o mărturisire de credință și am spus că vineri li se va alătura celor care deja au pășit pe drumul acesta. Au început caticheza. Domnul să fie slăvit! Și spune încă o dată, dacă mai există cineva, dar mă refer la cei care sunt hotărâți 100%, nu cu jumătate de inimă, nu 80%, ci 100%, este așteptat vineri la ora 19 la catecheză. Fratele Manuel Negra va cânta acum o cântare pentru lauda Domnului și apoi să ne deschidem inimile pentru Cuvântul Sfânt, care va fi propovăduit de către fratele Adi Lascu. După predica rostită de fratele Adi, corul de fete din nou îl va slăvi pe Domnul.
Binecuvântat să fie Domnul, Cel ce vrednic, sfânt și adevărat. Întărit pe veci să-i fie tronul, Dumnezeul sfânt și minunat. Lăudată fie-a sa putere, căci El universul l-a creat. El a fost și e a mea plăcere, numele Lui fie înălțat. Fie lăudat, fie lăudat, slava să-L împodobiască, fie-i numele glorificat. Să-L împodobiască, fie-i numele glorificat. Preamărit să fie pe vecie, prea puternicul lui Israel. Stânca ce aduce apă vie, Regele Iisus Emanuel. Mă aplec cu multă reverență înaintea tronului preasfânt. Simt în orice loc a sa prezență, de aceea neîncetat îi cânt. Fie lăudat, fie lăudat, slava să-L împodobiască, fie-i numele glorificat. Fie lăudat, fie lăudat, slava să-L Înălțat să fie pe vecie, scutul și stindardul celui sfânt. El e oaza mea de bucurie, în umblarea mea pe acest pământ. Voi trăi cu El în armonie, mulțumindu-i toată viața mea. Că deși sunt rău, mi-a dat El mie mântuire sus la Golgota. Fie lăudat, fie lăudat, slava să-L împodobiască, fie-i numele glorificat. Să-L împodobiască, fie-i numele glorificat. Amin. Hristos a înviat. Iubiți frați și surori, în această seară suntem probabil mai obosiți decât până acum, datorită faptului că am avut mai multe programe de închinare înaintea lui Dumnezeu. Însă în această seară aș vrea să îmi îngăduiți să facem o experiență pe care un profesor a făcut-o odată cu studenții săi.
vrând ca să demonstreze studenților săi că întotdeauna există loc de câte ceva, un profesor a luat un vas, cum este această vază care este în stânga și în dreapta noastră, a pus-o pe catedră și a pus în vasul acesta tot felul de bile ușoare și a întrebat studenții dacă vasul acesta este plin. Toți au răspuns în gura mare că vasul este plin. Dintr-o dată, bătrânul profesor de sub catedră a scos o pungă în care avea niște pietricele mărunte. Și acele pietricele le-a răsturnat din nou în vas și a întrebat a doua oară pe aceia care stăteau înaintea lui: este plin vasul? Toți au zis da, nu mai încape nimic în el. Din nou s-a plecat sub catedră și a scos o pungă de nisip de data aceasta. Și printre bilele acelea, pietricelele acelea mai mari, a făcut loc nisipului care s-a scurs până pe fundul acelei vas. A întrebat din nou audiența: este plin vasul? Toți au zis cu siguranță: de data asta nu mai încape nimic. A luat o sticlă de apă de sub catedră și a răsturnat-o din nou în vasul acesta. Studenții nu mai știau ce să zică. Profesorul a întrebat din nou: este plin vasul? Și toți se gândeau: oare cineva mai spune profesorul de data aceasta? Toți au zis: nu mai intră nimic în vasul acesta. Și dintr-o dată profesorul a scos de undeva o frunză, a pus-o deasupra vasului și toți se gândeau: extraordinar, tot mai este loc de câte ceva. Și toți se așteptau ca această experiență să încheie. Dar profesorul din nou a întrebat: mai este loc în vasul acesta? Și toți au spus: nu mai este. De data aceasta, profesorul a luat o pipetă. A luat o pipetă și a pus câteva picături deasupra acestei frunze și acele picături stăteau deasupra vasului. În seara aceasta, frați și surori, după multele predici care au fost până acum, după multele cântări, prin harul lui Dumnezeu, lăsați-mă să pun și eu câteva picături la întărirea credinței noastre. Și Dumnezeu să ne întărească, să ne ajute să ne apropiem de împărăția lui Dumnezeu, să fim așa cum dorește Dumnezeu. Amin. Amin. În această seară s-a citit un pasaj pe care noi îl cunoaștem foarte bine. Doi ucenici care s-au îndreptat spre Emaus, doi ucenici care în alergarea lor își îndreptau gândurile spre ceea ce era un orășel mic, spre ceea ce era un orășel, așa cum este traducerea, orășelul lumii, și în discuția lor vorbeau despre evenimentele care au avut loc în Ierusalim. Umblarea cu Iisus a celor doi ucenici spre Emaus reprezintă de fapt o realitate istorică a creștinismului de peste 2000 de ani. El, adică Mântuitorul, umblă cu biserica sa în cele mai mărețe momente, dar și în cele mai slabe momente, în momente de criză, în momente de orbire spirituală, neîncetând să o provoace întotdeauna la trezire spirituală, la apropiere de Domnul, la veghere, la reformă atunci când este cazul. Și ucenicii aceștia care mergeau spre Emaus erau de fapt în situația în care necesitau această întâlnire cu Domnul. Ziua aceasta învierii Domnului pentru cei doi în drum spre Emaus a reprezentat de fapt o zi în care ei și-au vizitat probabil prietenii, musafirii, eu știu, cei apropiați, satele învecinate. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în versetul 13 ei s-au dus de la Ierusalim către Emaus și noi în zilele acestea ne-am bucurat de prezența familiei, a rudenilor, a prietenilor, ne-am bucurat aici în casa de rugăciune, de cuvântul lui Dumnezeu, de cântare și de tot ceea ce Domnul ne-a dat. Ziua aceasta a fost o zi în care ei au discutat evenimente spirituale. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 14 că ei vorbeau între ei despre tot ce s-a întâmplat.
Și cu siguranță noi ne-am adus aminte de cântările care s-au cântat în locul acesta și în drum spre casele noastre ne-am adus aminte de cântarea corului, a fanfarei, a grupului de tineri, a corului, a grupului de fete și ne-am adus aminte de tot ceea ce s-a întâmplat aici în casa de rugăciune. Ziua aceasta a fost o zi în care ei au implorat prezența Domnului și versetul 29 ne spune în felul următor: rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Doreau prezența Mântuitorului, doreau ca Domnul să fie în viața lor. Ziua aceasta a fost o zi în care și-au reglat oportunitățile pierdute. De multe ori ne apucăm să venim la casa de rugăciune și auzim că în seara respectivă a fost mai deosebit ca în celelalte seri. Și noi de multe ori spunem: ce păcat că n-am fost la rugăciune, ce păcat că am pierdut momentul acela de părtășie cu frații. Și ucenicii au fost aceia despre care versetul 32 spune: nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Și s-au sculat chiar în ceasul acela și s-au întors la Ierusalim. Au încercat să regleze aceste priorități pierdute. Ziua aceasta a fost o zi în care au istorisit experiențele pe care le-au avut. Și noi probabil de-a lungul vieții de credință am avut multe experiențe cu Domnul. Și versetul 35 spune: au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Vrem ca și în această zi să fie o zi asemănătoare cu ceea ce s-a întâmplat în viața celor doi ucenici. De aceea lăsați-mă ca mesajul din această seară să-l intitulez: ziua în care Iisus se arată ucenicilor. Noi așteptăm ziua aceasta în care Domnul să ni se arate nouă, să ne bucurăm pentru eternitate împreună cu El și spunem: adă, Doamne, ziua aceea mai curând. Însă, frați și surori, până când Domnul vine, noi trăim aici pe pământul acesta și trebuie să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, să ne pregătim pentru momentul acesta, pentru ziua aceasta. Și aș vrea să învățăm în această după-amiază câteva caracteristici ale acestei zile speciale. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește că această zi este o zi în care El, Mântuitorul, le explică scripturile pentru a înțelege planul lui Dumnezeu pentru mântuirea omului. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 26 și versetul 27: nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa, și a început de la Moise și de la toți prorocii. Și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la El. Noi avem nevoie atunci când venim la casa de rugăciune ca să ni se explice aceste scripturi. Și probabil vă veți întreba: de ce avem nevoie să ni se explice aceste scripturi? Avem nevoie să ni se explice aceste scripturi pentru că adeseori nu înțelegem toate lucrurile care sunt scrise în Cartea Sfântă. Nu le înțelegem și avem nevoie ca cineva să ne explice lucrurile acestea. În Ioan, în capitolul 20, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 9: căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Adeseori Domnul ne explică multe lucruri în casa de rugăciune. Cum trebuie să-L urmăm, ceea ce trebuie să facem pe drumul acesta, modul în care trebuie să ne comportăm față de semenul nostru. Multe lucruri le învățăm aici în casa de rugăciune. Și adeseori uităm modul în care trebuie să înțelegem planul lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu este acela care ne cheamă să înțelegem, să pricepem planul pe care El îl are pentru noi. Și ucenicii nu pricepeau planul acesta. Tu ești chemat să-l pricepi pentru că ai la îndemână Scriptura. Ei atunci nu o aveau, dar aveau legea. Lege în care se vorbea de faptul că Iisus, Mesia, are să vină, să moară. Lege în care se vorbea despre venirea în lumea lui Mesia. Și cuvântul spune că și tot nu pricepeau că Iisus trebuia să învieze. În seara aceasta ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să pricepem legea Lui. Să înțelegem că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Voia lui Dumnezeu este să înțelegem planul pe care Dumnezeu îl are pentru noi, pentru fiecare. Ucenicii aveau o credință
cu privire la Domnul, o credință a trecutului, am numit-o eu. Și în Evanghelia după Luca, în capitolul 24, se vorbește despre această credință pe care inclusiv femeile care erau prezente la ușa mormântului o aveau, și cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici, în versetul 45, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Noi avem nevoie atunci când venim la părtășie să înțelegem cuvântul acesta. Aduceți-vă aminte de famenul care mergea pe drum citind legea lui Dumnezeu. Și citea legea aceasta și nu înțelegea ceea ce citea. A fost nevoie ca Dumnezeu să trimită un om al său ca să-l ajute să învețe legea aceasta. Noi avem nevoie să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu clar, așa cum este El. Și ne rugăm întotdeauna că atunci când se vestește cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu să dea lumină vestitorilor cuvântului. Acelora care cântă, cântările care se cântă, poeziile care se recită, toate să fie sub ungerea Duhului Sfânt. Și tot să spunem amin. Ucenicii aveau nevoie de înțelegerea voii lui Dumnezeu. Adeseori un credincios pune întrebări de genul: oare după ce Iisus a înviat, eu mai am voie să fac cu tare lucru de-a lungul vieții de credință? Noi trebuie să înțelegem și în această seară care este voia lui Dumnezeu pentru noi, scopul lui Dumnezeu pentru noi. Și dacă am venit și am pășit în apa botezului, dacă am venit și ne-am întâlnit cu acela care a murit și a înviat și este viu în vecii vecilor, trebuie să înțelegem în această seară că trebuie să înțelegem care este voia lui Dumnezeu pentru noi. Și Dumnezeu să binecuvinteze alergarea fiecărui om de pe pământul acesta, ca alergarea aceasta să fie sub voia lui Dumnezeu și sub privirile Domnului nostru. Ucenicii au fost oamenii care n-au înțeles Scripturile și spune cuvântul aici și le-a zis: așa este scris, așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. O pocăință care nu vorbește despre un Hristos care a murit, unul care a înviat și unul care s-a înălțat la dreapta Tatălui. Nu este o pocăință autentică. Noi vorbim despre Iisus Hristos care a murit, unul care a înviat și este viu și stă la dreapta Tatălui, slăvit și mărit să fie numele Său. Dar nu sunt trei persoane diferite, este unul și același Iisus, slăvit să fie numele Său. Ziua aceasta este ziua în care se semnalează lipsa de credință, lipsa credinței autentice în cuvintele Mântuitorului. Ni se întâmplă și de multe ori nouă să venim la casa de rugăciune să nu înțelegem cuvântul pe care Domnul îl are pentru noi. Și versetul 25 citit în seara aceasta spune: atunci Iisus le-a zis: o, nepricepuților și zăbavniși cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii? Se vorbește în Scriptură despre anumite lucruri pe care trebuie să le facem, altele care nu ne sunt permise să le facem. Și probabil nu înțelegem toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Însă lecția aceasta a credinței este o lecție adâncă. Mântuitorul vorbea încă din timpul vieții sale despre lecția aceasta, învățându-i pe ucenicii săi cu privire la această lecție. Ioan capitolul 14, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Spunea Domnul lui Petru: m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Matei 21, tot ce cereți cu credință, prin rugăciune, veți primi. Apoi le-a zis ucenicilor: tot n-aveți credință. Marcu capitolul 11 ne spune, când se vorbește despre puterea credinței: aveți credință în Dumnezeu. Și ucenicii erau învățați să creadă în Domnul. Erau învățați să creadă în Tatăl Ceresc. Și spune cuvântul aici că ucenicii aceștia erau cu inima oarecum împietrită. Și spune cuvântul aici: o, nepricepuților și zăbavniși cu inima, când este vorba să credeți tot ceea ce au spus prorocii? Noi avem în Scriptură toată legea lui Dumnezeu pregătită pentru noi, ca să ne ghidăm după ea. Și de multe ori punem întrebări de genul: frate, am voie să fac ceva pe calea lui Dumnezeu? Am voie să fac cu tare lucru? Noi în seara aceasta trebuie să înțelegem că voia lui Dumnezeu este ca să-L recunoaștem pe Iisus Hristos care a murit, a înviat
și s-a înălțat la dreapta Tatălui. Măriți să fie numele Său. Avem nevoie de această pocăință care să ne apropie de împărăția lui Dumnezeu. Avem nevoie de această credință care să ne determine să stăm aproape de Domnul, indiferent de situațiile prin care trecem în viață. Credința ucenicilor a fost o credință într-un Hristos al trecutului. Unul care a trăit, unul care a avut viața lui pe pământul acesta, unul care a avut modul lui de a fi până la un moment dat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici în Matei, în capitolul 28, versetul 5 și 6. Atunci când îngerul s-a prezentat femeilor, nu vă temeți că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. Oare de ce femeile l-au căutat pe Iisus Hristos în mormânt? Și probabil pare o întrebare care nu este la locul ei pusă. Cum? Un om care este mort, nu-l cauți, nu te duci la mormântul lui să-l vezi. Și totuși îngerul spune, știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit, nu este aici, nu este aici, El a înviat, mărit să fie numele Său. Și pentru că El a înviat, credința voastră nu trebuie să fie o credință a trecutului, nu trebuie să vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, ci baza credinței noastre este un Iisus Hristos care este viu în vecii vecilor, mărit să fie numele Său. Este interesant că femeile acestea au cumpărat miresme, au fost preocupate de ușa de pe mormânt și evanghelistul Marcu surprinde aspectul acesta și ne spune modul în care au cumpărat aceste miresme. În versetul 1, au cumpărat miresme ca să le ducă să ungă trupul lui Iisus. Versetul 3, își puneau această întrebare, cine ne va prăvăli piatra de pe ușa mormântului? Erau preocupate de o gândire a trecutului, de un Hristos care a murit și a rămas acolo. Și în seara aceasta este lucrul pe care Domnul vrea să-l schimbe. Doamne, ajută-ne să credem în Tine, să credem că ai murit, ești viu în vecii vecilor și într-o zi ai să revii să ne duci acasă. Amin. Amin. Doamne, ajută credinței noastre. Credința autentică înseamnă întotdeauna bucurie. Credința autentică întotdeauna înseamnă bucurie. Fratele Florin a amintit zilele trecute aici diferența dintre fericire și bucurie. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici și cum este surprins aspectul acesta în Evanghelia după Matei, capitolul 28, spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus. Și primul lucru pe care Domnul le spune femeilor după înviere, știți care este? Bucurați-vă! Frate, să mă bucur și când sunt încercat, să mă bucur și când trec prin diferite nevoi în viața mea de credință, bucură-te în Domnul că într-o zi suferința și necazul tău are să fie răsplătit de Domnul. Doamne, mărește-ne credința. Amin. Ziua aceasta este ziua în care cel înviat oferă părtășia lui. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 15, pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Iisus este alături de noi. De-a lungul istoriei timpului, mulți au încercat să nimicească biserica. Mulți au spus că această credință creștină se va nimici. Mulți au încercat să arunce Biblia la coșul de gunoi, în grămezile mari pe care le-au pregătit ca să-i dea foc. Și totuși, de-a lungul timpului, Dumnezeu a vegheat asupra bisericii. Pentru că este instituția care este sub privirea Domnului. Este instituția pe care Dumnezeu a binecuvântat-o. Pentru că este instituția unde Domnul vrea să aibă părtășie cu tine. Mărit să fie numele Său. Părtășia înseamnă a sta de vorbă, a sta în prezența unui Hristos care este înviat. Odată, El a stat cu ucenicii, astăzi stă cu noi, dar într-o zi noi vom sta cu El în veșnicie. Mărit să fie numele Lui. Și noi pentru momentul acesta ne pregătim. Părtășie înseamnă a înțelege planul lui Dumnezeu pentru tine și pentru casa ta. Planul pe care Dumnezeu îl are pentru tine și pentru casa ta. Probabil de-a lungul timpului ți-ai pus diferite întrebări. Care este credința adevărată? M-am bucurat atunci când am auzit că un tânăr a înțeles să-L urmeze pe Domnul. Noi suntem chemați să-L urmăm pe Domnul în orice moment al vieții. Și în suferință, și în bucurie, și în necaz, și în încercare, și în vremuri bune. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În cel de-al patrulea rând, înțelegem în această seară că această zi, ziua în care Iisus s-a arătat ucenicilor, este ziua în care cuvântul Său are un mare impact în viața ucenicilor.
Versetul 33 din pasajul citit în această seară, auziți ce spune. S-au sculat chiar în ceasul acela și s-au întors la Ierusalim. S-au sculat chiar în ceasul acela și s-au întors la Ierusalim. Cum, Doamne, dar nu-i târziu să mai mergem să facem o mică evangelizare? Să mă duc să spun și altora despre ceea ce s-a întâmplat aici? Nu-i suficient ultima picătură care a fost pusă în vas, Doamne, dar chiar trebuie să mă întorc în seara aceasta? Atunci când cuvântul Domnului are un impact deosebit în viața ta, nu te uiți niciodată nici la ceas, nu te uiți niciodată la vremea care este afară, nu pui niciodată la cheltuială ceea ce trebuie să faci pentru Domnul. Că știi că tot ceea ce tu faci pentru Domnul, într-o zi, Dumnezeu îți va răsplăti. Și ucenicii au înțeles aspectul acesta și spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au sculat chiar în ceasul acela și s-au întors la Ierusalim. Ierusalim, cetatea sfântă. Emaus, oraș mic, orașul lumii. Din orașul lumii s-au întors din nou la Ierusalim. Dorința lor a fost să ajungă din nou în părtășie cu frații. Pentru că acest cuvânt al Domnului a avut un impact mare în viața lor. Bucuria de a-L avea pe Iisus Hristos înviat dintre cei morți în viața ta este o bucurie care nu se poate compara cu nimic. V-am spus în urmă cu ceva vreme despre tânărul acela, mai exact om aflat între două vârste, n-a fost chiar foarte tânăr, dar nici bătrân, care a murit după o perioadă foarte, foarte scurtă de viață. După ce a fost botezat, a mai trăit 8 ceasuri și s-a dus la cele veșnice. Și m-am gândit câtă bucurie poate fi în viața unui om care îl întâlnește pe Iisus Hristos cel înviat. Când înțelegi cu adevărat că El, care este înviat dintre cei morți, vrea să aibă părtășie cu tine și când cuvântul lui Dumnezeu are mare impact în viața ta, întotdeauna bucuria ți inundă inima, sufletul și viața. Nu ți se pare prea mult atunci când ești chemat la post, la rugăciune? Nu ți se pare prea mult atunci când ești chemat să te apropii de Domnul? De ce? Pentru că știi că Iisus Hristos, care este înviat, locuiește în viața ta. Măriți să fie numele Domnului. În cel de-al șaselea rând, aș vrea să înțelegem în această după-amiază că ziua aceasta este ziua în care ucenicii l-au cunoscut pe Domnul într-o altă formă. Și probabil vă veți întreba cum. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 35. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Este foarte interesant ce a însemnat frângerea pâinii pentru acești ucenici. De atunci încolo, când ei vedeau frângerea pâinii făcându-se, își aduceau aminte că în momentul acela ei l-au întâlnit pe Domnul. Ziua aceasta pentru ucenici a însemnat o zi în care l-au cunoscut pe Domnul într-o altă formă. Și Domnul li s-a descoperit într-un mod deosebit. Verbul care este folosit aici în versetul 16, în limba greacă, unde se amintește faptul că ucenicii aceștia aveau ochii împietriți să-L cunoască, scoate în evidență faptul că ochii lor erau închiși, erau niște ochi blocați. Și atunci când Domnul ți se descoperă ca să Îl cunoști cu adevărat, dă la o parte această ceață de pe ochi. Dă la o parte această mahramă care este pe ochii tăi și ajungi să-L cunoști și să-L vezi pe Domnul sub o altă formă. Doamne, ajută-ne ca ori de câte ori venim în casa Ta să Te vedem cu adevărat în locul acesta. Dumnezeu să se descopere fiecărui suflet, fiecare inimi în parte și să înțelegem că atunci când ne apropiem de Domnul, El este gata să se apropie de noi. Iar în ultimul rând, ziua în care Iisus s-a arătat ucenicilor Săi, va fi o zi care se va repeta în istoria Pământului. Dar ziua aceasta va avea o însemnătate deosebită. Și ziua aceasta este ziua în care El va reveni și se va pune alături de noi, va fi alături de noi. Și ziua aceasta pentru unii va fi o zi de bucurie, spune cuvântul lui Dumnezeu. O zi în care ne vom bucura de prezența Celui care a murit, a înviat
și de data aceasta vine să ne ducă la El. Însă, frați și surori, prieteni dragi, Cuvântul lui Dumnezeu vorbește că ziua aceasta va fi și o zi de mânie, de supărare aprinsă, o zi în care acela care este mielul lui Dumnezeu va judeca orice faptă, orice lucru rău făcut în ascuns. Și auziți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 6, când se vorbește despre împărații pământului, despre domnitori, despre cei bogați, despre cei puternici. Spune: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Oare ziua aceasta, dragul meu ascultător, cum te va prinde pe tine? Va fi o zi de bucurie? Dacă în ziua aceasta vei fi bucuros că El va veni să te ducă acasă, Domnul a pregătit ceva special pentru tine, raiul, locul lui Dumnezeu în care noi vom fi pentru eternitate împreună cu El. Dar dacă nu va fi o zi de bucurie, va fi o zi de mânie pentru tine. Și ziua aceasta se va vedea, și spune Cuvântul lui Dumnezeu în Romani 1, că mânia lui Dumnezeu stă să se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care au înăbușit adevărul în nelegiuirile lor. Nu știu care este viața ta, trăirea ta, dar vreau să spun în această seară, dragul meu ascultător, că Iisus Hristos Mântuitorul stă aproape de tine și în seara aceasta caută părtășia ta. Te cunoaște pe nume, știe problemele și bucuriile tale, necazurile și frământările care sunt în viața ta. Îți dorește viața mai presus ca orice, pentru că El vrea ca tu să fii într-o zi împreună cu El în cerul Său. Cum va fi ziua în care Mântuitorul are să vină să te ducă acasă? O zi de bucurie sau o zi de mânie? Pentru cei doi ucenici a fost o zi de bucurie în momentul în care ei l-au întâlnit pe Cel înviat dintre cei morți. Și auziți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? S-au sculat chiar în ceasul acela și s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. Și zicând: a înviat Domnul cu adevărat! Vom pleca în această seară din locul acesta. Dar aș vrea să mergem cu mesajul acesta: a înviat Domnul cu adevărat! Măriți să fie numele Său! Amin. Și învierea aceasta s-o purtăm în viața noastră de zi cu zi, ca cei care nu-L cunosc pe Domnul să se întoarcă și să se apropie de Domnul nostru. Amin.
fanfara și apoi corul bărbătesc vor cânta pentru slava lui Dumnezeu în continuare.
soare, ce viața ți-ai jertfit, fă să pot privi într-una locul unde ai murit. De trecutul meu cel negru sunt pe vece liberat și primind la tare rană prin credință-ți vindecat. De trecutul meu cel negru sunt pe vece liberat iubirea, să rămân sub crucea ta, ca furtuna vigilia, nu mă poate dărâma. Sângele-ți mă ocrotească, să nu biruie cel rău, și apoi mă du Iisuse, lângă bunul Dumnezeu.
Mi-a plăcut foarte mult demonstrația pe care a făcut-o acel profesor înaintea studenților săi. Într-un vas a așezat întâi mai multe bile, apoi pietricele, apoi nisip, apoi apă, apoi deasupra o frunză și în cele din urmă cu o pipetă câteva picături. Și vă aduceți aminte că mereu studenții au spus, vasul este plin. Ne apropiem de încheierea celui de-al șaptelea serviciu divin. Servicii pe care le-am oficiat la aceste sărbători de o importanță și frumusețe deosebită. Știu că inimile noastre nu sunt la fel. În unele mai încape, în altele poate că nu mai încape. Dar loc de câțiva stropi, de câteva picături, tot mai este. Nu voi forța lucrurile, nu abuzez de răbdarea dumneavoastră, dar vreau câteva observații legate de textul citit în seara aceasta și apoi o întrebare pe care o consider foarte, foarte importantă pentru oameni care vor să ajungă în cer. Și care sunt observațiile? Cei doi care mergeau înspre Emaus erau într-o stare de incertitudine și confuzie. Nu știau ce să facă. Să creadă ce spun femeile? Sau să nu creadă? Să creadă că Iisus a înviat? Sau să mai aștepte? După cum bine știți, în Ierusalim era o mare confuzie. Și confuzie era și în sufletele lor. Și de asemenea erau ușor dezamăgiți. Ei au spus Domnului Iisus, fără să știe că-i Mântuitorul. Noi trăgeam nădejdea că El este acela care va izbăvi pe Israel. Și iată că este a treia zi de când a murit, de când a fost răstignit. Incertitudine, confuzie și deznădejde. Drumul lor spre Emaus a devenit mult mai ușor și mult mai plăcut în momentul în care Domnul Iisus a început să le explice Scripturile. Cine știe să explice Scripturile cum le explică El? Nimeni. Mult mai bine decât profesorul care a făcut acea demonstrație, le-a dovedit Domnul Iisus cu Scripturile că așa trebuia să se întâmple. Prorociile vorbesc și despre suferințele Lui, despre moartea Lui, despre îngroparea Lui, despre învierea Lui. Dar ca omul limitat, omul muritor să creadă, trebuie să îi se deschidă mintea, să îi se deschidă ochii inimii. Și pe drum Domnul le-a explicat Scripturile, dar pare să că nimic deosebit nu s-a întâmplat. Doar că drumul acela a devenit mai ușor și mai plăcut. Și au ajuns la Emaus. La insistențele lor, Domnul a intrat în casă și a rămas puțin cu ei. Și când a frânt pâinea și a binecuvântat-o, li s-au deschis ochii. Probabil că formula de binecuvântare sau poate urmele cuielor din mâinile Lui, sau și una și alta, au făcut să li se deschidă ochii. Moment extrem de important pentru orice om. Când ți se deschid ochii inimii, toate lucrurile se schimbă. Ai altă perspectivă, ai altă gândire, alte priorități. Viața se schimbă fundamental. Când ți se deschid ochii și crezi că Iisus a înviat, începe să-ți ardă inima. E clar că până în momentul acela nu le ardea inima. Domnul le-a deschis ochii și a dispărut, s-a făcut nevăzut.
Și au zis unul către celălalt, cum nu ne ardea inima pe drum când ne deschidea scripturile? E clar că înainte nu le ardea inima. Iar din momentul în care Domnul le-a deschis ochii, a început să le ardă inima. Și ce au făcut în momentul acela? Nu s-au mai gândit că-i seară și că pentru a se întoarce la Ierusalim și a le spune fraților că Iisus a înviat, trebuie să parcurgă un drum de 60 de stadii. Nu le-a fost groază, cum spunem noi, ci efectiv cu inima arzând s-au întors la ucenici pe care i-au găsit adunați împreună și le-au spus, cu adevărat a înviat Domnul. I s-a arătat și lui Simon și ni s-a arătat și nouă. Știți care este întrebarea pe care o pun în final? După 7 servicii divine, după sărbătoarea aceasta frumoasă din anul 2016, ne arde inima? Îți arde inima? Cântările au fost deosebite. Anul acesta n-am lipsit la niciun serviciu divin și am ascultat mesajele, toate au fost bune și corecte. Dar știți ce contează acum în final? Dacă ne arde inima. Domnul Iisus le-a explicat scripturile și totuși a fost o vreme când nu li s-au deschis ochii. Dacă ar veni un înger să predice Evanghelia, dacă nu ți se deschid ochii să-L vezi pe cel nevăzut, să fii convins că Hristos a înviat, serviciile, cântările, sărbătoarea nu-ți folosește la mare lucru. E important să fie inima străpunsă. Asta înseamnă o inimă care arde. O inimă străpunsă de puterea cuvântului, de puterea Hristosului înviat din morți. Și când inima arde, dacă nu te-ai botezat încă, te grăbești să faci lucrul acesta. Dacă inima arde, vine, vei veni la catecheză, chiar dacă nu te-ai înscris încă. Dacă ți s-au deschis ochii și l-ai văzut pe Domnul și inima ți arde, îl ierți pe fratele și ceri iertare. Renunți la gândurile rele care le-ai avut. Cauți pacea și alergi după ea. Urmăresc sfințirea în fiecare zi, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul. Dacă-ți arde inima când reiai cursurile la universitate sau la liceu, te duci și le spui colegilor, L-am văzut pe Iisus, M-am întâlnit cu Hristos și-L înviat, care iartă păcatele, vindecă bolnavii, îi scoate din groapa pe irii pe cei pierduți și le pune picioarele pe stânca mântuirii. Dacă-ți arde inima, nu va fi problemă să faci eforturi, să dai bani, să străbați spații mai mari sau mai mici cu mesajul Evangheliei, cu vestea aceasta extraordinară pe care noi creștinii o exprimăm prin doar 3 cuvinte. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și este viu în vecii vecilor! Dumnezeu să ne binecuvânteze! Întâlnirea cu Domnul Iisus, mă refer la cei doi, a făcut să se risipească orice confuzie, orice teamă și orice incertitudine din inimile lor.
după ce li s-au deschis ochii, n-au mai avut nicio îndoială. A început să le ardă inima. S-au întors la Ierusalim și le-au spus fraților, a înviat Hristos cu adevărat. Și dacă Domnul Iisus a înviat, înseamnă că credința noastră este bună. Duce la mântuire. Ne va duce în cer dacă o păstrăm așa cum am primit-o. Și în final zic din toată inima, Dumnezeu să ne binecuvânteze! Cercetați de Hristos cel înviat, cu inimile arzând pentru El, să ne reluăm activitatea de la locul de muncă, de la școală, unde suntem, dar întotdeauna să ne gândim la Domnul și la tot ce a făcut pentru noi. Binecuvântat să-i fie numele, acum și în veci de veci. Amin. Iar acum vom încheia serviciul divin din această dupămasă. Cel de-al șaptelea. Am avut joi seara aici slujbă, vineri dimineața, vineri dupămasă, duminică două servicii, astăzi două servicii, e cel de-al șaptelea. Și vom mulțumi lui Dumnezeu pentru tot harul pe care ni l-a dăruit. Și vom cere să ne ajute să-L purtăm pe Hristos cel înviat în sufletele noastre, să-I ascultăm poruncile, să călcăm pe urmele Lui, să facem voia Lui, pentru ca în final să fim ca El și să fim acolo unde El este. Vă invit să vă ridicați și pe lângă aceste mulțumiri pe care le aducem înaintea Domnului, să mișlocim în rugăciune pentru o soră cu numele Mărioara din California, care este foarte bolnavă, și am fost rugați să facem lucrul acesta. Și noi ne rugăm pentru bolnavi, ne rugăm pentru unii pentru alții, ca Domnul să aibă milă de ea și să o vindece. Apoi, aș vrea să ne rugăm Domnului pentru cei care vor călători în zilele următoare, cei care din Europa sau din altă parte au venit cu ocazia sărbătorilor la părinți, au venit acasă, se vor întoarce în locurile în care muncesc pentru o vreme și am vrea să-i încredințăm în mâna cea bună a Dumnezeului nostru. L-am văzut pe fratele Ghiță Bodea și cred că și el se va întoarce în Statele Unite. Vrem să ne rugăm și pentru călătoria lui. Ne rugăm pentru sora Mărioara, ne rugăm pentru ceilalți bolnavi, pentru bătrâni. Eu m-am bucurat, văd că chiar acum a ieșit, fratele Petre Ardelean totuși a rezistat să stea un serviciu divin. M-am bucurat foarte mult că l-am văzut. Domnul să-l binecuvânteze! Știu care sunt problemele lui de sănătate, cred că a fost o performanță și asta pentru că Domnul l-a ajutat și s-a simțit bine în locul acesta. Ne rugăm pentru toți bătrânii din adunare care nu pot să vină la casa de rugăciune, ne rugăm pentru bolnav și apoi ne încredințăm în mâna cea bună a Dumnezeului nostru la despărțire din locul acesta. Amin.